Printre copaci, vin spiritușii, se furișează acum. Printre copaci, vin spiritușii, se furișează acum. Spiridușii năzdrăvani. Vulpea mamă. Sper că ai fost mai norocos decât noi. Nu pot să cred că mâncăm scoarță de copac. Nu-mi ține deloc de foame. Îți face bine. Dacă ești veveriță, eu vreau mâncare adevărată. De pildă... ciuperci? Bravo, 7 puncte. Hey! Trebuie să ne facem provizii. Cine știe dacă vom mai găsi ceva de mâncare? O să mâncăm mai târziu, după ce vom mai găsi ceva. Încotro spuneai? Ieri am mai văzut încă un urât. Pun pariu că are mulți biscuiți. Ultimul care ajunge acolo e lihnit. Locul ăsta e o văgăună. Vă place mizeria asta? Iar aseară o sălbăticiune mi-a luat toată mâncarea. Nu rămân aici. Cine i-o fi luat mâncarea? Era primul vilegia turist de anul acesta. Nu e semn bun. Ce animal ar face așa ceva? Unele viețuitoare ar face bine să-și vadă lungul nasului. Și să știe că nu-i politicos să facă o asemenea mizerie. De ce țin Mia? Sunt lângă tine. Dă vina pe noi pentru dezastrul ăsta? Nu e opera noastră, nu-i corect. E tipic. Urâții dau mereu vina pe alții pentru isprăvile lor. Ia priviți, un biscuit. Desert. Bravo, 7 puncte. Ceva a ajuns la mâncarea urâtului înaintea noastră. Să ne întoarcem să mâncăm. Da! În sfârșit! Vizuina mea! Nu e adevărat! Mâncarea noastră! Coada albă! Nu, nu e el. Simt un alt miros. Vulpe! Grozav! Doamnă primar Fiskin! Salutări! Salutări! Sunt aici să vă informez că am venit să vă rezolv problema. Care problema? Fiarele sălbatice care fac ravagii în pădure. Care fiare sălbatice? Alea care îi sperie pe turiști. Evident, voi nu luați deloc atitudine. De asta am angajat un vânător. Cum? Nu, nu puteți să faceți... Ba da, pot. Pe aici sunt fiare sălbatice cărora nu le e frică de oameni. Nimeni n-o să fie în siguranță până n-o să le vânăm și eliminăm. Poftim? Nu putem permite unei afurisite de vulpi să ne invadeze casa și să ne fure mâncarea. Dar a plecat! Nu mai putem face nimic! Ba bine că nu! Vom lua urma mâncării și o vom recupera. Vulpea nu se va aștepta la așa ceva. Evident! Nu te poți pune cu vulpile. Și ce vom face? Ne vom înfometa? Dă-mi mărul ăla 7 puncte. Vom avea nevoie de energie multă.
Scuze, nu m-am putut abține. Eu mănânc mereu când sunt șocat sau speriat sau când sunt bucuros sau când... Era ultima noastră îmbucătură. Mă dau bătut. Mirosul vulpii e mai puternic aici. Urme! E o urmă cam mare, nu-i așa? Așa e, va fi mai ușor de urmărit. Dar o labă mare înseamnă dinți mari! 7 puncte! Grăbește-te! Vin acum! Acum arată mai bine. Hei! Sunt vânătorul. Bine. Trebuie să fi fost angajat de doamna Fiskin. Am venit să vă rezolv problema. Voi face ordine scăpând de dușman. Și cum o să faceți asta? Am metodele mele. Ce cățel drăguț. Nu vă apropiați de Terminator. A fost crescut să atace orice lucru de la nivelul solului. Orice? Orice. În afară de iarbă. Dar nu toate animalele sunt sălbatice. Evident, vom proteja animalele domestice, dar nu poți să faci omletă fără să spargi câteva ouă. Oh, nu! Tată, eu mă duc să-mi fac temele. Dar când o să începeți să puneți capcanele? Și vânătoarea? Le-am pus deja. Sunt peste tot acolo. Pădurea e o mare capcană acum. Dacă doar va clipi cineva, va da de mare necaz. Mai repede! Când vom prinde vulpea, va trebui să-i dăm o lecție. Și cum vei reuși asta, cap de foc? Hei, priviți! Mâncare! Stați! Ce caută aici? Cui îi pasă? Stop! Nu! Urâții vor să ne prindă în capcane. De acum încolo aveți grijă pe unde călcați și nu atingeți mâncarea. Nouă ochi! Te rog să ieși. Ești din ascunzătoare. Unde ești? Încă o capcană, cu siguranță. Simțiți și voi? Vulpea! E aproape! Să o prindem! Ai auzit vreodată de precauție? Pe aici! Priviți-o! Cu mâncarea noastră! După ea! Eu nu vreau să mă apropii mai mult. Vrei să-ți recuperezi mâncarea sau nu? Să o facem!
E mămică. Își hrănește puii. Vieții de ei. Priviți ce foamele e. Hei, unul dintre ei seamănă cu mine. Ce chipeș e năstrăvanul. Nu putem condamna o mamă care vrea să-și hrănească puii. Știu. Haideți să mergem. O fi timpul pentru niște scoarță delicioasă. Ce e asta? Sus! Ce ai găsit acolo? Bine lucrat! Ne apropiem! Hai, ia le urma! Hai, terminatorule! Urâtul pare periculos. Dar cățelușul pare drăguț. Niciun prieten de-al urâților nu poate fi de încredere. Trebuie să fie în căutare de hrană pentru pui. Peste tot sunt capcane. Trebuie să o avertizăm. Asta zic și eu, schimbare. Nu putem permite ca puii să devină orfani. Hai, 7 puncte. Vorbește cu ea, acum. Eu înțeleg bine limba vulpilor, dar nu prea știu să vorbesc. Am să o abordez ușor. Stai, oprește-te! Tu nu mă înțelegi. Capcană, capcană, capcane, capcane. Știi tu, capcane, capcane, capcane. Wow, chiar nu glumea. 7 puncte, nu știe vulpească deloc. Și acum, să vedem ce delicii congelate avem noi aici. Nu și pentru tine. Azi o să-ți faci singur rost de mâncare. Și asta ce ar trebui să fie? Urâtul feroce care vine să prindă în capcană animalul. Pun eu laba pe tine, animăluțule. Apoi am să te înfule. Dar ce-ai făcut? Trebuia să-i atragi atenția. Asta am făcut, ea s-a mișcat. Aha! Sunetul dulce al succesului. Nouă ochi! Este inutil, nu o putem deschide. Bravo, băiete! Se pare că vei avea parte de prânz totuși. E grav, e foarte, foarte grav. Ce e de făcut? Contați pe mine, îi voi induce în eroare. O să-ți riști viața pentru o vulpe? Nu, pentru pui. O mare diferență. Ușurel, așteaptă până o să le vezi ochii. Ce-a fost asta? Bravo! Stai pe urmele lui. Nu ochi!
Grozav. Potaie neroadă, ai fost instruit să iei urma, nu să aduci bețe. Hai, vreau să-i mai iei odată urma. Urât nerod. Bieții de voi. Haideți, vă apăr eu. Nu vă temeți. Poftim. Veniți cu mine, pentru binele vostru. Și-a adus aminte de pui. I-a luat pui. Nu el, ci Mia. Ce căuta ea aici? Cui îi pasă? Dacă puii sunt la ea, urâtul ăla țicnit și câinele sunt pe urmele ei. Pe aici. Nici o grijă, vă țin bine. Faci cu acei pui? Încerc să-i salvez. Nu prea te descurci, nu-i așa? Am nevoie de ajutor. Nu pot să le dau drumul puilor. Se vor rătăci. Sau mai rău. Dă-mi mie. Ușurel, ușurel. Nu ne va prinde pe niciunul, ați înțeles? Tu, câine, șezi, șezi! Trebuie să facem ceva. L-am întrebat de ce face front comun cu urâții împotriva animalelor. Spune că urâtul îi dă de mâncare în fiecare zi. Cu excepția zilei de azi. Nu-i de mirare că e atât de morocănos. Bine, acum ține-l de vorbă. Mi se pare că sunt foarte gustos. Îmi ești datoare. Înțeleg. Terminator, unde ești? Urâtul. Terminator, șezi. Mai că m-am împiedicat. Ar trebui să fiți mai atenți. Chestiile alea sunt periculoase. Am impresia că urâtul va aduna toate capcanele în drum spre casă. Ha 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 ha
Pulpeasca lui 7 puncte pare să se fi îmbunătățit puțin. De data asta măcar nu sperie vulpea. Hei, uită-te la acel frumos. Hei, micuțule, nu face asta. Hei, au, nu, nu, stop, oprește-te, au, stop, au, au, au. Campionul meu. Ați prins-o pe fiica mea? Asta nu e o infracțiune? Hei, tati, știi, i-am putea da în judecată. Nu, 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 să nu ne lăsăm duși de val. Ești concediat. A, da? Nimeni nu mă concediază pe mine. Pe dumneata care țipi? Ai auzit-o pe doamna, pleacă, acum! Ia-ți odată potaia și capcanele și valea. Am rezolvat o problemă, dar fiara sălbatică mai dă încă târcoale făcând mizerie. Metodele dumitale n-au dat rod, așa că lăsați-ne pe noi să rezolvăm problema animalelor din pădure. Bine, să vedem dacă o să vă descurcați mai bine. Vulpea făcea mizerie, nu voi, prieteni. Aha, am putea să o rugăm să caute hrană în altă parte? 7 puncte i-a spus deja. În felul lui special. Vulpea l-a ascultat. Bine. Oh, se apropie ora cinei, trebuie să plec. Mersi că ai venit să ne avertizezi. Pentru puțin, și voi m-ați ajutat. Chiar și cap de foc. Poate că mă place până la urmă. Ba nu! De parcă aș fi destul de nerod ca să mă împrietenesc cu o urâtă. Am văzut lucruri mai ciudate la viața mea. De pildă, ai salvat viața unei vulpi. Doar datorită puiilor. E o mare diferență. Hei! Priviți ce-am găsit! Biscuiți! 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 Avem destui și pentru pui de vulpe. Tu vrei să împarți cu vulpea? Cu pui! Pui! Ți-am spus, e o mare diferență! Nu mai ești un dur! Nu e adevărat! E o diferență! Printre copaci vin spiritușii, se furișează acum. Printre copaci vin spiritușii, se furișează acum. Printre copaci vin spiritușii, se furișează. Au dublat în limba română actorii Paul Zurbău, Ioana Dagău, Florian Silaghi, Iulia Tohotan, Petre Ghimbășan. Traducerea și adaptarea Estera Chelariu. Regia Gabriela Codrea. Dublajul a fost realizat de Zone Studio Oradea. Printre copaci vin spiritușii, se furișează acum. Printre copaci vin spiritușii, se furișează acum.